Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită. Ai linkul în descriere și aștept mesajul tău. Bă, băieți, știm foarte bine că pe canalul ăsta suntem bombardați zilnic cu apeluri de la fete frumoase, dar nu... O secundă. Da, mami. Am mâncat. Ce-i drept, și mamele noastre sunt frumoase, dar nu la asta mă refer. Știi tu, la tipa aia după care îți fug ochii la școală. Am făcut mai de mult un video despre cum să vorbești cu o fată față în față și presupun că de atunci până acum ai reușit și tu să iei numărul de telefon. Dar acum ai o altă problemă, cum vorbești cu ea la telefon. Ei bine, nu-ți face griji pentru că astăzi am să-ți arăt 6 metode foarte ușoare pentru a duce la bun sfârșit o conversație cu o fată la... celular. Am folosit de prea multe ori cuvântul telefon. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să anunți înainte să suni. Dacă dorești să vorbești cu ea mai mult de 5 minute la telefon, prima dată trebuie să îi dai mesaj și să o întrebi dacă poate să vorbească și nu are treabă. Asta scrie și în cartea de aici, mai exact, codul bunelor maniere. Apelurile trebuie să fie scurte și la obiect ca să nu răpești din timpul interlocutorului, chiar dacă este o persoană cunoscută sau chiar un prieten bun. Dar asta cred că se aplică mai mult oamenilor mari care se duc la muncă și nu au atât de mult timp de trâncăneală la telefon, dar noi, tinerii și adolescenții, avem mai mult timp la dispoziție. Dar nu strică și nu este niciun efort foarte mare să îi dai totuși un mesaj înainte să o suni dacă plănuiești să vorbiți peste 5 minute, pentru că pe mine cel puțin mă enervează când am ceva de făcut și mă sună cineva să mă țină o jumătate de oră sau o oră în telefon. Așa că anunță înainte să suni. Al doilea lucru pe care îl faci dacă vorbești cu o fată la telefon este să... nu vorbești. Nu este ca o conversație față în față unde ești presat să spui ceva ca să nu devină o liniște din aia inconfortabilă. La telefon trebuie să vorbești rar, clar și să-ți iei timpul înainte să spui ceva. Nu e nicio grabă. Pe lângă asta, las-o și pe ea să spună ceva. Până la urmă trebuie să fie un dialog, nu un monolog. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci atunci când vorbești cu o fată la telefon este să pui întrebări. Poți să-i pui întrebări banale precum ce mai faci, ce ai făcut azi, dar poți să fii și puțin interesant sau să faci pe interesantul punându-i întrebări nu tocmai serioase precum pe cine mai încânți azi. În esență sunt aceleași întrebări banale, doar că sub o altă formă mai puțin folosită, fapt care arată că ești un băiat destins și nu serios tot timpul. Dar ai grijă să nu faci pe interesantul prea mult, pentru că poate deveni enervant la un moment dat. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci când vorbești cu o fată la telefon este să jucați jocuri. La fel în cazul unei convorbiri telefonice de lungă durată, ca să nu vă plictisiți după ce ați terminat toate subiectele de discuție, puteți să vă jucați jocuri precum Am-Nam sau Would You Rather. E o metodă excelentă ca să vă cunoașteți mai bine, dar o recomand doar după ce ați ieșit la prima întâlnire sau vă cunoașteți de ceva timp. Dacă v-ați văzut deja, e mai ușoară interacțiunea pentru că în acele jocuri pot fi și întrebări personale care pot deranja. Al cincelea lucru pe care să-l faci când vorbești cu o fată la telefon este să fii amuzant. Poți face o grămadă de glume la telefon, de exemplu să te dai drept al cineva sau să spui că a greșit numărul. Acestea sunt doar pentru a capta atenția. Sunt lucruri pe care eu le fac și mi se par inofensive, dar dacă vezi că fata cu care vorbești nu gustă gluma, e timpul să te oprești. Și final, al șaselea lucru pe care trebuie să-l faci când vorbești cu o fată la telefon este... să o inviți la întâlnire. Principalul tău scop este să te vezi cu ea față în față. Degeaba vorbești cu ea la telefon 2-3 luni dacă nu ieșiți la întâlnire. Este mult mai eficient ca atunci când o inviți la întâlnire să o suni decât să-i dai mesaj, pentru că atunci când îi dai mesaj se poate speria și te poate amâna. Însă dacă o suni, poți să-i vezi adevărata reacție. Conversațiile telefonice de lungă durată ar trebui să fie mai mult pentru cei care sunt deja într-o relație, mai ales dacă este la distanță. Dar e totuși important să știi cum să duci la bun sfârșit una și cred că acum știi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune E un reușită în urateu. Pa, pa!